Vioara Stradivarius din 1727 a celebrului violonist și compozitor rus Maxim Vengerov a ajuns în satul Filipești de Târg din județul Prahova. Alături de câțiva reprezentanți ai UNICEF România, marele artist a vizitat recent școala gimnazială din sat. În calitate de ambasador al bunăvoinței pentru UNICEF, Maxim Vengerov a asistat la câteva reprezentații artistice, de muzică și dans, pregătite de 3 clase de elevi ai școlii din Filipești de Târg. Pentru Vengerov, aceasta a fost prima dată când a intrat în contact cu o școală românească, precum și cu dificultățile generate de absenteismul școlar. Violonistul rus a fost încântat de copiii pe care i-a cunoscut și a intrat în jocul lor, încercând să stabilească un dialog cu cei mici în limba engleză. I'm going to hold it and I'm going to give you and so like this. Yes, okay. So be careful. Unul dintre elevii școlii gimnaziale din Filipești de Târg chiar a avut privilegiul de a cânta cu ajutorul artistului la celebra vioară Stradivarius, care a făcut deja în conjurul marilor scene de concert ale lumii. În școala din județul Prahova s-a scris o pagină de istorie. Vengerov a interpretat la vioara sa celebrul menuet și câteva acorduri din cântecul tradițional al Rusiei, Kalinka, pe care a și dansat acompaniat de câțiva băieți mai curajoși. România nu este total necunoscută lui Vengerov, dat fiind faptul că a susținut deja mai multe concerte la București. Primul artist de muzică clasică, numit ambasador al bunăvoinței, s-a declarat plăcut impresionat de progresele înregistrate aici în domeniul educației, de când UNICEF s-a implicat în prevenirea și reducerea absenteismului școlar. Today was more a concert than a shooting. How do you find the children? It's first of all fantastic to see the development that has been taking place here in Romania over the years now. With the help of UNICEF, I'm very proud to see their projects and how the local communities and indeed this school has integrated and adapted the programs of parental guidance. A lot of times, parents simply do not have the time and patience to work with kids. Education is everything, is the key to success of the country. Well, sometimes what we realize is that we need a little investment in people. And this is, I think, a key message for Romania. We need to invest more in the people, because without education, children will not have any future in the European Union. So we need to invest in people, our time, some new ideas, a little bit of money, and then we see what's happening in this school. The results are incredible. One of the big successes in this school is the parenting classes. It's this opportunity for teachers and parents to interact and to understand that it's a partnership between the two, you know, the family and the school to make children succeed. La școala gimnazială din Filipești de Târg învață și elevi de etnie romă, iar ideea de unitate în diversitate vorbește atât pe înțelesul elevilor, cât și pe cel al profesorilor de aici. Ce ne puteți spune despre copiii de etnie romă din această școală? Copiii de etnie romă sunt integrați la noi. Practic, nici nu facem diferența între copiii romă. Procentul nu e foarte mare, dar, sincer să fiu, așa când spuneți copiii de etnie romă, sunt toți ai noștri. We need teachers to be better equipped with the new ways of teaching. We've learned a lot these past years about how children's brains function. So we need to use that research, that latest knowledge that have been developed in other countries to apply it here in Romania.